Cred că ați observat că de câteva ori pe an, locul acesta este plin de oameni. Și sala aceasta nici nu ne încape, atât de mulți venim aici. Sunt pline holurile, este plină sala anexă unde s-a montat un monitor ca să se poată vedea ceea ce se întâmplă aici în sală. Și întrebarea logică, dragii mei, care se pune este următoarea de ce la anumite situații vin așa de mulți. Și cred că nu-i greu de identificat acele câteva ocazii în cursul unui an în care este o afluență de oameni spre locul acesta. Anumite sărbători, învierea Domnului sau nașterea Domnului, anumite evenimente speciale, sau poate chiar sărbătoarea cinei Domnului, cum este astăzi, răspunsul la această întrebare sau unul dintre răspunsul la această întrebare este că suntem așa de mulți oameni care credem că identitatea noastră creștină este dată de prezența la biserică la evenimente speciale. nu e așa? Cum să lipsești de la sărbătoarea nașterii Domnului Bunoară de la biserică? Dorești creștin? Cum să lipsești de la înviere, că doar ești creștin? Sau cum să lipsești atunci când se împarte trupul și, și sângele Domnului? Cum să lipsești că ești creștin? Dragii mei, vreau să vă spun că prezența la biserică, la casa lui Dumnezeu, este foarte importantă. Este o cerință a lui Dumnezeu. De aceea în Evrei, capitolul 10, autorul cărții zicea să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Dar, dragii mei, nu doar prezența este importantă sau prezența nu este suficientă. Spune Sfânta Scriptură în această dimineață și de aceea m-am oprit la acest text astăzi, chiar dacă era programat altul, pentru, pentru, că aici, în cuvântul acesta lui Dumnezeu, se vorbește despre o sărbătoare la care au venit oameni și au umplut o sală, așa cum am umplut noi sala asta astăzi. Au zis, vrem să fim prezenți. Și în marea mulțime de oameni care au umplut sala aceea, era unul care a crezut că prezența este suficientă. Îi de ajuns. Dăci. mei, se observă în ultima vreme și ultima vreme destul de îndelungată, o stare de nepăsare spirituală vis-a-vis -vis de felul în care venim la casa lui Dumnezeu. Avem impresia că e destul să venim sau să fim la casa lui Dumnezeu. Cum omul acesta a crezut că e suficient ca să fie prezent la sărbătoarea aceea. Din cauza faptului că se observă această stare de nepăsare, dragii mei, am inițiat o serie de învățături din Scriptură sub acest generic, pericolul nepăsării spirituale. Și unul dintre aceste pericole, și astăzi acesta vreau să îl dezvolt înaintea dumneavoastră în timpul care l-avem la dispoziție, unul dintre aceste pericole este că nepăsarea se mulțumește cu participarea. Adică să fiu acolo. Nu contează cum, și a intrat împăratul aici să vadă uh, mulțimea de oameni care umplea sala și l-a văzut pe ăsta că e acolo, dar nu cum trebuie să fie acolo. Deci, mei, nepăsarea care se mulțumește cu participarea exprimă mai întâi de toate o îndrăsneală periculoasă. Ascultați-mă bine! Când a intrat împăratul să-și vadă nuntașii, să vadă oaspeții, să vadă mulțimea de oameni, s-a oprit la omul acesta și a pus următoarea întrebare. Prietene, să continu eu sau știți? Cum a ai intrat aici? Nu pe ce ușă, nu pe ce poartă, nu ăsta e sensul. Întrebarea împăratului era asta. Cum ai îndrăsnit să intri aici? Imaginați-vă că intră Dumnezeu în locul acesta astăzi. Sala plină. Anexe. Și își pune ochii pe unul care este prezent. A zis în sinea lui, doar e sărbătoarea cinei Domnului, trebuie să fiu prezent. Și pune această întrebare, cum ai îndrăznit să fii aici? Nu vi se pare că întrebarea asta are în spatele ei ceea ce v-am spus înainte, o îndrăsneală periculoasă? De ce îndrăsneala asta, dragii mei, de a fi prezent oricum este periculoasă? Și încă o dată, nu vreau să transmit în dimineața aceasta ideea că mai bine să nu vii decât să vii. Nu, nu, e trebuie să venim la casa lui Dumnezeu. Mai ales când stăm la masă cu Domnul, când vrem să ne apropiem de trupul și sângele Domnului, întrebarea este cum? Îndrăsnim oricum? Îndrăsneala asta este periculoasă, dragii mei. Știți de ce? Pentru că îndrăsnește să aplice parțial cuvântul lui Dumnezeu. Deci, mei, omul acesta, știți că se găsea acolo pentru că a acceptat să asculte de împăratul, știți? Unul dintre slujitorii împăratului, sau poate mai mulți, l-au întâlnit undeva, pe stradă, pe drum, la răspântiile drumurilor. Și slujitorul împăratului a zis, auzi, împăratul te invită la sărbătoare. Și omul ăsta a ascultat. Pricepeți, dragii mei. Nu era acolo așa de capul, era că ca asculta de împăratul. Dar împăratul nu i-a spus doar să vină, i-a spus și cum să vină. Și asta n-a mai vrut să asculte. Pricepeți? Îndrăsneala asta, dragii mei, este periculoasă pentru că îndrăsnește să aplice parțial cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu ne-a chemat să aplicăm tot cuvântul? Știți, frații mei? Îi spunea în Vechiul Testamentului Iosua, Dumnezeu din ceruri, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Tot. E valabil pentru eu sau e valabil și pentru mine? Da, pentru dumneavoastră. Ce ziceți? Chemarea lui Dumnezeu nu este să luăm frânturi din această carte, din voia descoperită a lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu este să îmi propun ca obiectiv spiritual în viață să fac tot ce zice Dumnezeu. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Poate zice cineva aici, Bine, frate, dar eu sunt aici prezent, că am vrut să fiu prezent. N-am făcut cine știe ce lucruri lucru, uh, uh, mari, greșeli mari în viață. Dar cine zice că mărunțișurile nu contează? făți mie? cine zice? Cine are impresia că mărunțișurile astea, care noi le numim mărunțișuri, înaintea lui Dumnezeu nu contează? Sau s-ar putea să zică cineva, bine, frate, eu n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Foarte bine. Că așa trebuie ca și creștin. Dar cine ne-a dat dezlegarea? Dacă n-am dat în cap la nimeni și dacă n-am spart casa nimănui, cine a dat dezlegarea să mințim? Cine ne-a dat dezlegarea să înșelăm pe alții? Poate în relațiile noastre de afaceri. Cine ne-a dat deslegarea să ne burfim unii pe alții? Ca același Dumnezeu care îți cere să nu dai în cap la nimeni sau să nu spargi casa nimănui. E Dumnezeu care spune să nu minți. Să nu înșel pe aproapele tău. Nu? Frății mei, îndrăzneala asta este periculoasă. Îndrăzneala asta de a veni oricum doar să fii prezent este periculoasă pentru că aplică parțial cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri care ne interesează, lucruri care nu ne interesează. Dar știți de ce mai este periculoasă? pentru că îl sfidează pe Dumnezeu. Cum omul ăsta l-a sfidat pe împăratul. Sunteți aici careva în această dimineață care, coborându-vă în dumneavoastră și vă, să ziceți, eu l-am sfidat pe Dumnezeu. De ce înseamnă a, a sfida printre altele? A înfruntat pe cineva în față, adică a trăi după principiul ăsta, tu zici ce vrei, eu fac ce vreau. Tu zici ca tine, eu trăiesc ca mine. Câți din locul acesta n-am trăit în viață după principiul ăsta în relație cu Dumnezeu? Tu zici ca tine, eu fac ca mine. Spuneți, fraților. Și am venit aici. După ce am trăit după principiul ăsta, tu zici ca tine, eu fac ca mine. Tu zici că trebuie haină de nuntă. Eu zic că se poate și fără haină de nuntă. Tu zici că trebuie să mă încadrez în, acest, în aceste cerințe. Eu zic că pot și dacă nu te încadrezi în aceste cerințe. Frații mei, nu e asta sfidare? A lui Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură în Matei capitolul 21 că Domnul a intrat în templu la Ierusalim și a început să scoată afară pe cei ce vindeau, cumpărau a mesele schimbătorilor de bani, scaune celor ce vindeau porumbei și a zis, este scris. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea? Adică, ce ne interesează pe noi ce zici tu Dumnezeule despre casa ta? Că ar trebui să fie casa ta. Tu zici ce vrei, noi facem ce vrem. Tu zici despre casa ta că trebuie să fie o casă de rugăciune, noi facem din ea orice vrem noi. O casă de etalare personală. O casă de modă, o casă de ce vreți, dumneavoastră? Că nu ne interesează ce zice Dumnezeu. Îl sfidăm în față pe Dumnezeu. Nu vi se pare lucrul acesta? Dar nu doar că aplică parțial îndrăzneala asta cuvântul, nu doar că îl sfidează pe Dumnezeu. Îndrăzneala asta este periculoasă pentru că ignoră pe ceilalți. Știți, omul ăsta nu era singur acolo. Era într-o mare mulțime de oameni. Și culmea, dacă era într-o mare mulțime de oameni, putea să vadă că e diferit de ceilalți, nu? Toți aveau o altă ținută. Toți erau pregătiți pentru sărbătoarea aceea. El singur e pregătit într-o într ținută, cum l-a găsit pe stradă, probabil, slujitorul împăratului, a venit aici și putea să vadă că ceilalți sunt altfel. I-a ignorat pe ceilalți. N-a ținut cont de ceilalți. Nu mă interesează de voi. Adică v-ați pregătit, bine că v-ați pregătit. Da, eu o să aici așa cum vreau eu. Vechiul Testament este vorba despre un împărat pe nume Ozia. Omul acesta a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, o parte din viață. Dar când a ajuns puternic, zice Biblia, s-a întâmplat ceva înăuntru. Știți ce s-a întâmplat? Inima lui s-a îngânfat. Și a zis, eu intru în templu să tămâiez, să fac slujbă la templu. Și împărat, și marele preot Azaria, împreună cu 80 de preoți, au zis, o ceată mare de oameni, au zis, împărate, n-ai voie. Slujba asta este pentru, pentru fiul Aron care sunt sfințit să fac asta Tu n-ai voie O să mă întreb, a ținut omul ăsta cont de ceilalți 81 de oameni? A ținut cont de faptul că pentru a te duce înaintea lui Dumnezeu Trebuie să fii sfințit de Dumnezeu A ținut cont, dragii mei, omul acesta de asta Nici de cum, a îndrăznit să intre câți oare vin în locul acesta la o sărbătoare ca asta, fără să țină cont că sunt aici oameni care se sfințesc pentru asta. Și el zice, se poate oricum, nu mă interesează că 200 se sfințesc, eu mă duc nesfânt acolo. Știți că l-a costat pe împăratul acesta îndrăsneala asta a nesfințeniei lui, știți? A intrat înăuntru și a izbucnit lepra pe frunte. Că a să intre undeva, unde numai cei sfințiți puteau să intre. Am îndrăznit să facă ceva ce numai cei sfințiți puteau să facă. Dragii deci, mei, noi, noi nu luăm în serios lucrurile acestea. Că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu la o sărbătoare ca asta sau cum e asta, nu oricum poți. E pentru cei sfințiți înaintea lui Dumnezeu. De aceea zice apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea asta, să bea din paharul acesta. Dar mă duc mai, mai departe, de mai în al doilea rând. Nepăsarea asta care se mulțumește doar cu participarea, ignoră condiția principală a participării. Știți, oamenii aceștia care au venit la nuntă, știți de unde au venit frații mei, știți? Știți unde i-au găsit trimiși împăratului? Pe drum. În viața de fiecare zi. Acolo i-au găsit. Și din viața de fiecare zi au venit la sărbătoare. Și vă întreb în această dimineață, frați și surori, de unde ați venit dumneavoastră azi aici la sărbătoare? Nu din viața de fiecare zi? Și cum e viața de fiecare zi? nu e așa că viața, viața, de fiecare zi este complicată? nu e așa? Are foarte multe elemente. Când încerci să descălcești ițele vieții, îți dai seama cât e de complexă viața asta, cât e complicată. Nu poți să le descălcești totdeauna. Nu? Erau la încrucișare de drum. Încruciare este acea intersecție unde vin mai multe drumuri sau de unde pleacă mai multe drumuri locul unde uneori e greu să iei decizii, pe care drum să apuci în viață. E complicat să zici, mă duc pe ăsta sau mă duc pe ăsta. Aleg varianta asta sau aleg varianta cealaltă. Viața e complicată, dragii mei, că să răscurci de drumuri în viața noastră. Dar nu doar că este complicată, viața asta este provocatoare. Ne provoacă oamenii, ne provoacă lucrurile, dacă avem multe lucruri ne provoacă într-un fel, dacă avem puține lucruri ne provoacă în alt fel, nu-i așa? Tot timpul suntem provocați. E vechiul testament un, un salmist care se uita la viață și trecea prin viața asta, se uita în jurul lui și zicea uh, mă provoacă viața asta așa de tare că mai când vine să vorbesc ca ceilalți oameni. Dar ascultați-mă, nu doar că e complicată și ne provoacă, viața asta lasă urme urme adânci. Împrejurările prin care trecem în viață lasă urme adânci în gândirea noastră. Și nu e așa, dragii mei, că în gândirea noastră viața prin care a trecut a lăsat urme atât de adânci încât ceea ce era grav altădată nu mai este grav acum? E adevărat? Viața a lăsat aceste urme. Billy Graham, marele predicator american care a vizitat România pe vremea comuniștilor, în Cluj a fost ca și când ar venit un șef de stat aici, așa s-au adunat oamenii, buluc să-l vadă. Omul ăsta, cu mulți ani în urmă, mărturisea odată și zicea așa, am ajuns să urmăresc la televizor emisiuni despre care cu câțiva ani în urmă nici nu credeam că pot fi vizionate de un creștin. Auziți? Am ajuns să urmăresc la televizor, zicea Billy Graham emisiuni despre care cu câțiva ani în urmă nici nu mă gândeam că un creștin poate să-l urmărească. Viața lasă urme în gândire. Spuneți că nu e așa, frații mei. N-ați ajuns ca și Billy Graham. Lasă urme în limbajul nostru. Împrumutăm tot felul de, de, de cuvinte din, din, lumea prin care trăim, viața prin care trecem. Eram într-o zi, nu devastație, și o tânără se tot plimba încoace și încolo cu telefonul la ureche și vorbea, nu știu cu cine vrea. Și când a ajuns în dreptul meu, am auzit că zice așa. Foarte nașpa! Acum, n-am nimic cu cuvântul ăsta. Știți cum îl definește dicționarul cuvântul ăsta? Un argou al tinerilor post-decembriști. Știți ce argou? un limbaj convențional pe care îl folosesc de obicei răufăcătorii. Când nu vor să fie înțeleși de ceilalți. Și noi am împrumutat cuvântul ăsta, nu? Viața lasă urme. Foarte nașpa. Dar câți de ce o folosiți? Dar nu asta. Ne-am colorat limbajul și fără să ne dăm seama, dragii mei, ne apropiem cu limbajul nostru tot mai mult de lumea în care trăim. Pentru că viața lasă urme în gândirea, în limbajul nostru, în inima noastră și începem să iubim lucruri pe care n-ar trebui să le iubim. Și de acolo, de pe stradă, din viața de fiecare zi, Dumnezeu zice, vină la sărbătoare aici, la nuntă sau la sărbătoarea asta. Știți care este condiția principală a participării? Fății mei, schimbarea. Asta e condiția principală. Omul ăsta care a venit aici luat din viața de fiecare zi, luat de pe stradă, trebuia să se schimbe, să poată participa la nuntă. Oameni dragi care sunteți în locul acesta, bărbați și femei, mai vârstă sau mai tineri, din viața reală, viața de fiecare zi, a venit la sărbătoare, condiția principală a participării este schimbarea. Adică dă jos haina care ne-ar trebui să o porți. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Știți care este omul cel vechi? după Scripturi? Omul care trăiește după firea pământească sau, cum zice Pavel, după mersul lumii acesteia. Dezbrăcați-l. Cum vrem să participăm la cina Domnului, la sărbătoare și Dumnezeu să fie încântat că doar suntem aici? Cum vreți lucrul acesta? când am călcat în picioare condiția principală, schimbarea. Omule, ai răspuns, ai venit din viața de fiecare zi, dar schimbă-te, dă jos! A venit fiul risipitor acasă din viața pe care a trăit -o, din viața de fiecare zi. Și a zis, tata, îmbrăcați-l în haina cea nouă, dezbrăcați-l de asta veche. Schimbați-l! nu poate începe sărbătoarea până nu se schimbă. Și pentru mine nu poate începe sărbătoarea până nu mă schimb. Și pentru dumneavoastră nu poate începe sărbătoarea până nu ne schimbăm, frații mei. Și asta înseamnă să dăm și să luăm, să dăm jos haina care n-ar trebui să o avem. Să ne îmbrăcăm în omul cel nou, care înseamnă neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. Asta zice Sfânta Scriptură. Nepăsarea îndrăsnește periculos. Nepăsarea nu îndeplinește condiția asta a participării, schimbarea. Și nepăsarea pierde din vedere evaluarea. Și cu asta închei, vor spune foarte puține despre asta. Spune Sfânta Scriptură că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. N-a intrat acolo să le zică, bun venit, bine ați venit, doar. Poate le-a zis, N-a intrat acolo să le mulțumească împăratul că l-au scăpat de o criză, știți? Mi-am te ajuns vitele, am pregătit sărbătoarea, era să rămân fără înuntaș. Și voi m scos, voi m scos din, din, din situația asta complicată. Nu, nu. Împăratul a intrat să facă evaluarea. E adevărat, frații mei. Să vadă cum stă fiecare. Dumnezeu vine aici. Nu să ne mulțumească pentru că în viața mea Domnului umplem sala asta până la refuz. În viacul acesta 21, când dragostea celor mai mulți se răcește, dragostea creștină, spirituală se răcește, noi mai mergem la biserică și umplem sala la, la cina Domnului. Nu vine să ne mulțumească. Vine Dumnezeu să ne facă evaluarea, să vadă cum stă fiecare. Oare știm pe cine și-a pus ochii aici? Împăratul și-a pus ochii pe unul. L-a văzut. Știți că Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi? Ne vede în fiecare zi. Știți asta? Teoretic știți. Conștientizați asta în fiecare zi. În Genesa capitolul 6 spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate unde? Dar știți că a sărit ceva? în fiecare zi. Și dacă Dumnezeu vede că în fiecare zi gândurile din inimă sunt îndreptate spre rău, înseamnă că se uită în fiecare zi Dumnezeu. Cât vă gândiți că Dumnezeu se uită la dumneavoastră în fiecare zi și la mine în fiecare zi? Și mă evaluează cum mi gândurile, vorbele, deciziile mele, simțirile inimii mele. Dumnezeu mă evaluează în fiecare zi. Dar Dumnezeu nu se uită doar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Dumnezeu se uită la mine când stau înaintea lui. Cum stau înaintea lui, știți? Moise era cu turma lângă, lângă munte și Dumnezeu a venit acolo. S-a uitat Dumnezeu la Moise cum este el sau nu s-a uitat? că este interesat sau nu este interesat. A văzut că se întoarce, că e interesat de descoperirea aceea. Și a zis, scoateți încălțămintea din picioare, pământul pe care caști un pământ sfânt. Nu pot sta așa înaintea lui Dumnezeu. Scoateți încălțămintea din picioare. Dumnezeu vede cum stăm înaintea lui. Marele preot Iosua, spune cartea profetului Zaharia la capitolul 3, stătea înainte Îngerului Domnului și avea hainele murdare, se uita la el și zice, a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare. Acum Dumnezeu se uită aici și face evaluarea. Dragii mei, la evaluarea pe care a făcut-o aici împăratul și la cei ce n-au vrut să participe și la cel ce a participat doar fără să împlinească condițiile, a pus, același, a, pus aceeași concluzie. Nevret nici de ospățul meu. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, frății mei. Dacă ne-a mușcat cumva starea asta de nepăsare spirituală, Dumnezeu să ne trezească. Dacă nepăsarea asta ne-a făcut să îndrăsnim uneori periculos, să-L sfidăm pe Dumnezeu chiar în casa lui Dumnezeu, cum omul ăsta l-a sfidat pe împăratul chiar acasă la împăratul, Dumnezeu să ne ierte. Dacă am nesocotit condiția asta principală a participării, dragii mei, să ne schimbăm viața, Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm viața. Să nu pierdem din vedere niciodată că Dumnezeu se uită la noi și ne evaluează. Și că într-o zi Dumnezeu va face evaluarea finală și va zice bun sau rău. Bine, rob, bun, rău, rob. Viclașul neascultător. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.